găsit, domnilor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii noastre InfoSocial, emisiunea în care putem vorbi despre orice subiect care are impact social. Noi suntem Daniel Neguț și Gabriel și încercăm să vă umplem de bucurie în următoarea oră și un sfert. O oră și jumătate, uite, mă corectează colegul meu, pentru că tocmai a fost ziua copilului. Și avem astăzi invitată pe doamna Virginia Udatu, de limbă franceză, gradul 1, traducător de limbă franceză și germană. Așadar, doamna profesoară, care a fost ziua copilului? Și aș începe cu o întrebare care zic eu interesantă. Până la ce vârstă suntem noi copii? Da, e o întrebare. Păi, putem fi într-un fel, zic, toată viața. Iar noi, ca profesori, chiar întinerim cu fiecare generație, fiindcă mereu o luăm de la capăt într-un fel, intrăm în adolescența mică pentru cei din, da, care lucrează cu clase mai mici, sau în adolescența mare, și ajungem la majorat. Și ne luăm cu mare greutate rămas bun de la elevi, de la copii pe care i-am crescut. Și o luăm de la capăt. Și e frumos. Și trăiți de fiecare dată o altă copilărie. Și trăim într-un fel, da. Și trebuie să fim foarte atenți la cum se manifestă și ce gândesc, fiindcă fiecare generație vine cu ceva schimbat. Și trebuie să îi înțelegi ca să poți să lucrezi cu ei. Generațiile de acum, fiindcă vorbesc dintr-o lungă experiență, sunt foarte diferite de generațiile anterioare. Și trebuie să recunoști, în general există această tendință la cei cu mai multă experiență în viață, ca să spun așa, de a tot găsi lucrurile alea negative. Hai să-i criticăm. Uite cum sunt acum, altă dată. Da, comparațiile între generații, da. Da, da. Până la urmă trebuie să îi gândești, să îi apreciezi și să îi privești în contextul social în care ei trăiesc, în care ei apar. Da? Toate se leagă și toate influențează. Iar ei nu vin așa pur și simplu că așa sunt ei. Ei vin dintr-un mediu familial, social, da? Care influențează. Și recunoști de foarte multe ori mentalități pe care ei n-ar trebui să le aibă. E clar că le moștenesc cumva. Sau sunt educați în acel spirit. Da. Sau... V-ați pus vreodată întrebarea privind copiii, oare eu cum aș fi făcut dacă eram copil? Oare cum aș fi reacționat la o situație dată? V-ați spus vreodată să dați un pic amintire înapoi și să... Păi, da. Da. Mi-am pus această întrebare în ideea unor alegeri. Așa. Cum aș fi făcut sau ce aș fi ales dacă? În ceea ce mă privește, nu știu dacă sunt chiar un caz fericit, dar chiar mi-am dorit dintotdeauna să fiu profesor din clasa 5. Nu neapărat de franceză, nu. În clasa 5 am dorit să fiu profesoară de geografie, fiindcă m-a plăcut foarte tare și profesoara. Păi și de ce de la geografie la lipsă? Stai, în clasa 6 când am început fizică, am vrut să fiu profesor de fizică. Da. Și mi-a plăcut fizica până la sfârșitul clasei a 9-a. Bun. Când Bun. Am optat totuși pentru uman. Da. Fiindcă, da, cum era... Da. Mi-am dat seama că totuși prea acolo mergea, sau poate mi-era mai ușor. Cu matematica nu am așa cochetat foarte majoritatea, mult. Majoritatea tinerilor nu cochetează cu matematica. Matematica în limba franceză? Să știi că am citit manuale de matematică, mai bine zis, sau am căutat istoria matematicii în limba franceză și matematicieni și fizicieni, tocmai ca să-i aduc în orele mele la clasele de matematică fizică. Nu? Că sunt atâția importanți și cunoscuți și de ce nu? Prin asta îi mai și atrag cumva. Și da, mai târziu, ce să vă spun...
cochetând în anii mai liberi, așa, și cu altceva, cu alte științe vechi, am descoperit că și numerele sunt foarte interesante. Cât trebuie să fie psiholog un profesor? Mult. În primul rând trebuie să iubești foarte tare copiii și să te uiți la ei ca la propriile copii. Indiferent ce se întâmplă în clasă. Indiferent ce se întâmplă în clasă, fiindcă manifestările lor pot avea diverse cauze. Pot veni dintr-o atmosferă care nu este favorabilă, să spun, din mediul familial. Și atunci când ei nu simt că primesc atenția pe care și-ar dori-o din partea acestui mediu, încearcă să atragă altfel atenția. Chiar printr-o manifestare, să spunem, indisciplinară la școală, fiindcă în felul ăsta tu ai fi obligat să-i chem părintele, să vorbești cu el, ce se întâmplă, da? Deci pot fi foarte multe cauze. Întotdeauna există ceva care determină acel comportament. Se vede un copil echilibrat, un copil care a primit suficientă afecțiune de acasă sau din mediul în care s-a dezvoltat. Poate să fie un profesor, o mamă sau un tată pentru un elev? Absolut. Absolut. În sensul în care poate să-l ghideze, poate să-l ajute să se dezvolte, să se descopere pe el și să meargă pe un alt drum. Îți găsește un profesor, își poate găsi un model. De ce nu? Pe care nu l-a avut. Poate. Chiar dacă părinții de acasă îi spun mergi pe chimie sau mergi pe că eu vreau să te faci drept și să te faci avocat. Poate el nu are, nu are abilități necesare sau nu e atras de meseria aia. Sunt unii părinți care vor pentru copiii lor ceva ce copiii nu vor. Da. Am avut într-un an un băiețel, era în clasa a noua și la o clasă specială, intensivă, de fizică, de informatică, unde toată lumea era brici. Și care la un moment dat a început să absenteze. Și ce se întâmplă cu el? De ce nu vine? Care la mine era bun, în sfârșit. Am întrebat colegii de clasă, unul mi-a spus, dar știți, l-am văzut plimbându-se prin cimitir. Și cum adică se plimba prin cimitir? Și așa m-am dus la diriginta clasei și am zis, măi, fă ceva, adică vorbește cu părinții, ce-i cu copilul ăsta? Zice, nu știu, părinții lui sunt profesori universitari, sunt și așa și... Păi, vezi, spune-le, asta este, lipsește. De ce? Poate are o cauză, poate știu. Sau nu știu. I-a chemat și s-a întâmplat să ne întâlnim în momentul în care stătea de vorbă. Și m-am oprit. Și am încercat să le spun, pentru că am înțeles așa din cât am discutat cu colegii lui, că avea probleme, mai ales la materiile științifice. Și atunci m-am oprit și i-am întrebat, da, bun, ei de fapt povesteau, noi am fost olimpici, am vrut și pentru el, înțelegem că poate, da, că, mă rog, adică și-ar fi dorit să ajungă la acea excelență la care erau ei, exact, ajunseseră și își doreau ca și copilul să... El poate ajunge la o excelență, dar poate în altă direcție. Sunteți convins că el aici își dorea, l-ați întrebat dacă ai... Păi, ce să mai întreb? Da, e clar, asta este bun și asta... Dar totuși, el poate își dorește altceva. Tatăl l-a înțeles mai repede ce vroiam să spun. Și i-a zis, da, o să stăm de vorbă cu el. Și într-adevăr au făcut-o și ulterior l-au mutat la o clasă de științe sociale unde s-a descurcat foarte bine. Deci, trebuie să întrebăm pe copii. Sigur că noi gândim, e mai bine, cum era și mult mai înainte, așa. E bine să faci realul, e bine să faci o politehnică, e preferabil doctor, să... Maică. Da, dar ce să faci tu cu, nu știu, literatura sau așa. Dar până la urmă le spun și celor care termină și nu numai. E foarte bine să fii pe vocație.
să te descoperi tu și să vezi ce îți place, fiindcă atunci când îți alegi o meserie care îți place, ai o activitate care îți place, îți aduce și bani, dar îți dă și satisfacții. Da? Nu este un chin, un... Sunt copii care aud de la părinți expresiile alea de atunci când se duc la serviciu, nu? Aolo, mine, dau de șeful ăla. Ca da. Sau, îmi pare rău că nu pot să stau prea, nu o să ajung, trebuie să mă duc, nu? Ca să câștig bani, să-ți cumpăr ție, nu sigur, știu ce. Sigur, nu. Da, este mentalitatea aceea. Ce știe copilul să aleagă? Lasă-mă, îi spun păi știe eu. Dacă stai de vorbă cu el și îi explici. Orice poate să înțeleagă un copil. Și e deschis și are încredere în părinți. Păi tu îl formezi ca să aibă încredere în tine. Adică vorbindu-i de mic. De mic, psihologia spune foarte clar, un copil de câteva luni poate fi pregătit dacă tu îi spui, uite, acum mergem cu tare, ne îmbrăcăm așa, ca să mergem nu știu unde. Da, avem impresia că nu înțelege. Nu poți să-i spui, nu te mai duci acolo. Dai cu minte că nu. Păi de ce? Că vreau eu. Da, copiii până în 5 ani, sunt studii care copiii până în 4-5 ani absorbe de două ori mai mult sau de nu știu, absolut, de mult mai multe ori absolut toate informațiile care vin către el decât un adult. Trebuie să ne gândim că și noi ca adult, dacă cineva cu care mergi, nu știu unde, da, îți spune la un moment dat, dar nu mai mergem acolo, mergem dincolo pentru că, nu știu, sau nici nu spune de ce. Ai un șoc, adică stai un pic, dar nu mi-ai spus înainte, nu sunt pregătit să ajung acolo. Da. Păi la fel e și copilul. Trebuie să-i spui dinainte. Nu îl iei de mână și îl duci la medic fără să-l pregătești. De exemplu. Sau oriunde în altă parte. E bună, nu știu, e bun parcursul acesta al unui copil, grădiniță, grupa mică, grupa mijlocie, grupa mare, clasă pregătitoare și așa mai departe, sau se poate sări peste etape? Îl duc direct în clasa 1. Cred că depinde de copil. Dacă tu ca părinte acasă poți să suplinești anumite lucruri și el are și posibilitatea de a socializa cu alți copii, cred că poți să treci peste. Fiica mea, de exemplu, a trecut peste și avea în cap tot timpul, îmi repeta că ei la școală o să-i placă și chiar a plăcut. La grădiniță nu. Dar, de fapt, de ce nu-i plăcea? Pentru că nu avea suficiente activități, momente de activitate. Se plictisea. Se plictisea din cauza asta. Păi și nu trebuia sta de vorbă cu doamna, cum se spune? Păi, la prima grădiniță la care am dus-o, aveam eu în cap că nu e suficient de sociabilă, ceea ce era complet greșit, așa. Și am insistat să o scriu la grădiniță. Și ne-am dus acolo și directoarea ne-a prezentat, era o grădiniță chiar considerată foarte bună și dotată cu ce trebuie și așa, uite aici avem cutare, îi aduce prosopelul ei, are aici alea, săpunul ei, nu știu ce, dulăpiorul, 7 chiuvete, ok. Și am povestit de acasă, hai să stai acolo atât, o să faceți aia, noi ne ducem la servici, cine reușește să vină mai devreme o să te ia, așa. Mărăia în sala a început, nu mai știu, o educatoare sau altcineva i-a zis, mi-a povestit ea ulterior, hai deodată că vine mami, s-a dus să-ți ia bomboane și vine imediat. I s-a spus, uite, avem și un pian, o să cântăm și la pian, așa, bun. Nu știu cât a durat, cred că aproape o săptămână. Lucram atunci la un institut de proiectări și aveam din când în când sâmbătă liberă. Și s-a întâmplat în sâmbătă liberă, când grădințele funcționau încă, era înainte de 90. Și eram cu o prietenă de-a mea, după ce o dusesem la grădiniță, ceva mai târziu, la o cafea. Țâr-țâr la ușă. Doamna educatoare. Andra e acasă cu dumneavoastră? Păi, nu e cu dumneavoastră, la grădiniță. Păi, știți, a fugit. Cum adică a fugit?
Păi da, că a zis că se duce la baie. Eu am trimis o fetiță ca să zică după ea, că mi s-a părut că... Da, i-a spus fetiței că se duce până acasă să nu știu ce să facă. Și a dispărut. Am crezut că nebunim, da. nu știam ce să facem. Și a zis, uite, tu iei pe acolo, eu iau pe aici. Părinții mei stăteau aproape la câteva blocuri, doar distanță. Și ea știa foarte bine traseul de... Da. Și reținând că noi suntem la servici, a zis, mă duc la bunici. Da. Și întâmplător nu erau acasă. Și atunci venea pe strada principală spre noi. Eu veneam într-acolo, că nu știam, m-am gândit că poate s-a dus. Și văd în fața mea o doamnă venind cu doi copii ținându-i de mână, dintre care unul era fiimea. Și doamna respectivă zice, am văzut-o că era puțin dezorientată și am întrebat-o ce și cum și o ținea zdravă de mână și venea încoace. Zic, ce s-a întâmplat? Și mi-a zis, avea 4 ani și jumătate. Păi de ce m-a mințit? Tu ai zis că vii mai târziu, că tu ești la servici și mi-a spus că te-ai dus la alimentară să mi-ai bomboane. Zice, nu m-am putut șterge pe șervetul meu. Fiindcă atunci când i-am spus că ăla e șervetul meu, cineva a zis, da, ce-i pe ăsta, nu poți să te ștergi? Erau toți la aceeași biuvetă ca să nu se spele toate cele 7 pe o coajă de săpun, nu că pe săpunul ăla. Și nu uitase când a plecat, fiindcă în ziua aceea făcuseră, nu mai știu, un vapor sau un coif sau ceva din hârtie și plecase cu la mână. Uite ce a făcut, fiindcă asta era tot ce o interes, să facă ceva. Și a zis, ok, toată lumea, consiliul de familie, tu ai vrut să o duci, deși ea nu vrea și așa, gata, o ție, bun, bine. M-a dus la directoarea grădiniței, îmi cer scuze, aia este, o să o retragem. Ninu s-a pus problema să îi cere cumva banii înapoi sau asta, ea a pus-o, în fine. Și mi-a ținut așa vreo jumătate de oră o lecție de psihologie, explicându-mi cât de importantă este instituția și pentru copil și nu știa ce, cu ce mă ocup sau ce mă ocupase, în fine. Așa, și am ascultat. Și la sfârșit i-am spus, dați voie să vă relatez ce mi-a spus copilul meu de 4 ani și jumătate. Pac, 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 pac. Și... N-am mai avut ce să zică. Deci... Pot rămâne copiii cu traume după școală? Da, pot rămâne. Pot rămâne toate evenimentele care le... Ca și orice individ. Na. Toate evenimentele care au un impact negativ asupra lor, ca trăiri, ca emoții, da. Da. A țipat un profesor că nu mi-am făcut tema sau că nu am știut un exercițiu la matematică. Da, deci a țipat. Poate avea un impact negativ. Absolut, dacă se repetă. Bine, dacă da. Se repetă, că poate dacă se întâmplă o dată, nu știu. Dar pe de altă parte, nu cumva și copiii au devenit mai sensibili? E posibil, atunci ne adaptăm lor. Da, uite și răspunsul înainte de a pune întrebare. Pentru că parcă, nu știu, așa mi se pare că după cum tehnologia și toată dezvoltarea umană merge, am eu o vorbă, merge în întâmpinarea lenei umane de la telecomanda, ca să nu te mai duci până la televizor, că ți-e lene să te ridici de pe scaun până la scara rulantă ca să nu mai puști tu scările, totul merge către a face cât mai puține lucruri. Confort uman. Nu știu dacă e confort, dacă stai pur și simplu să nu mai faci nimic. Că și un confort. Și atunci... Chiar dacă îl înțelegem greșit. Mă gândeam și că poate că și generațiile merg către... se spar mai repede. Adică parcă cu mine dădea de pământ și nu mă... Acum duce... dacă atingi pe cineva, aoleu, ce mi-a făcut, m-a atins. Eu mă duce și pe zona de parenting. Nu știu. Da, trebuie să învățăm să fim părinți. Da, și pe lângă asta, dacă urechezi un pic copilul, parcă îl abuzezi. Dacă înainte ne întregeau profesorii de perciuni, de mi smulgeau și nu mai zicea nimeni nimic. Adică, nu știu, nu cred că e o tragedie asta. Nu văd o tragedie în tot asta. Păi stai, hai să vedem ce zice doamna profesor. Păi,
copiii sau mai au devenit niște bibeloare așa, să nu ne atingem, să nu țipăm la ei, să nu, că sunt traumatizați. Păi pe vremea mea îmi dădea tata două palme, de mă scotea din toate chestiile psihice de... Ce să vă zic? Fii mea, după ce a avut și ea un copil, a făcut un curs de paretic, unde m-a trimis și pe mine. Ca să vezi ce n-ai făcut, de mai crescut pe mine, uite. Nu, noi ne-am înțeles foarte bine, dar și ea a avut momente pe care le-a, să spun, a avut niște părinți extraordinari, unde ea s-a simțit bine și recunoaște și s-a ocupat mult de ea, dar a simțit lipsa noastră. Adică și-ar fi dorit să stea mai mult. Și zice, dar ce-ți lipsește ție, zicea mama, dar ce-ți lipsește? Dar vreau să stau la părinții mei. Da? Deci asta poate fi până la urmă. Și ea s-a manifestat vis-a-vis de copilul ei cu o mare îngrijorare când a venit momentul să o lase la grădiniță, fiindcă nu aveau ce face. Pentru că avea în cap experiența cu grădinița. Și a simțit nevoia, mai ales că era departe de mine, tu știi, așa. Și am aflat lucruri interesante, unele, cum să spun, pe care le-am făcut instinctiv. Da, pentru că am beneficiat și de o mamă cu pregătire pedagogică, așa, dar nu de asta, că până la urmă cred că este și un, nu știu, un har poate, așa. Da. Mi s-au explicat multe totuși. Și am înțeles foarte bine cum se poate să crești un copil fără astfel de lucruri care, să zicem, foarte mulți au fost obișnuiți în copilărie. Adică cu o palmă după ceafă, ca să ni se alinieze așa. De se poate, dar asta înseamnă, desigur, multă răbdare din partea părintelui și din partea părinților ideal și implicarea lor în educația copilului. Adică ce înseamnă? Practic din timpul tău să-i acorzi. Câteodată el n-are nevoie ca tu să participi la jocul lui, e suficient să existe acolo, să știe că tu existi și el să joacă. Cu ce are? Da, să-l bagi în seamă. Să-l bagi în seamă. Și multe lucruri de genul, mulți da, spun... Da, să toate poftele. Mulți spun așa... orice ființă, inclusiv copilul, cât de mic este, are niște necesități. Sigur. Printre altele, aceea de autocontrol. Adică să simtă că el hotărăște ceva. Și atunci aceste cursuri, da, ne-au învățat că dacă el nu vrea să mănânce, dar nu îl forțe, nu îi spui trebuie să mănânci ciorba aia. Mănânci tot din farfurie că... Da, da, eu uite, eu... Alți copii mor de foame. Mănânci ciorbița din noastră. Castronelul roșu sau din castronelul albastru? Și îi dai posibilitatea că el să aleagă, nu trebuie dacă mănâncă sau nu. E clar că mănâncă, se subînțelege, dar o vrei în castronelul ăla sau în castronelul ăla? El atunci are această posibilitate de a și manifesta autocontrol. El hotărăște. Mănâncă, dar din ce castru mănâncă de plină da. Decizia lui? Nu important e că mănâncă. Ăsta cu floricele sau... Da? Nu că trebuie să spui tricou și nu ce ți-ai pus-o acolo, că nu se potrivește. Da, uite, uite, învăț și eu lucrurile. Și eu am descoperit lucrurile astea. La orice vârstă înveți dacă vrei. Da. La orice vârstă și de la oricine. Înveți să fii părinte sau există și o doză de talent? Iar aceste... Nu. Uite, multă lume spune, doamne, eu n-am cap pentru matematică. Eu nu cred așa ceva, deși clar înclinațiile mele merg în altă parte. Și totuși mi s-a întâmplat în clasa a noua să am un profesor de matematică de la care am înțeles tot. Și era așa de supărată că la sfârșitul clasei, pe vremea mea, așa, în clasa 10-a decidam dacă merg spre uman sau spre real. Și n-a înțeles
de ce mă duc spre UMA. Ea a făcut mamei o întreagă ședință de consiliere. Ce să facă fata asta cu UMA? Deci nu cred că trebuie doar cineva să-ți deschidă gustul, să explice bine, să înțelegi. Și mai e chestia și să vrei să înțelegi, pentru că sunt unii oameni care nu vor să accepte că există și o altă opțiune. Acum, asta da. Este o discuție... Că ei sunt al genul de oameni care ei știu că așa e bine. Ei fac, nu are cine să le explice nimic, da. Ei știu că așa e bine. Asta este cea mai nefericită limită pe care ți-o poți pune singur. Eu le repet într-una elevilor mei, nu vă gândiți că atunci când ați obținut o diplomă, ați terminat cu învățatul, fiindcă dacă așa gândiți, nu ai cum să te dezvolți în continuu. Să citești orice, nu că ține neapărat de domeniul tău. Să afli, să știi. Da? Și să poți discuta cu ei. Iar ce ai spus mai devreme despre inteligența artificială, păi asta este un subiect foarte important pe care ei trebuie să-l înțeleagă. Și să înțeleagă ce? Că ei trebuie să rămână și să se dezvolte creatori, să fie creatorii acestor mașini. Nu subiecții lor. Nu beneficiarilor. Unele studii arată că totuși există, scapă termenul, adică citesc, dar nu înțeleg. Deci analfabet funcțional. Analfabet funcțional, da. Nu înțeleg ce citesc foarte mulți. Da. Acum pot să spun că privind programele unor materii de studiu din școală, alea, unde, mă rog, am avut acces și le-am și înțeles, nu m-am dus la matematică. Așa. Din păcate, se acordă prea puțin spațiu acelor activități creative, care dezvoltă creativitate. Și cunoscând și manuale franțuzești, și manuale austrieci, da, așa, și comparându-le, am văzut altceva. Adică niște manuale acolo în care se pune mult accent pe acest tip de exerciții. De pildă. Poate fi destul tehnic, un material creativ? Am văzut, de exemplu, un manual cum au francezi. Istorie, geografie, da, pentru clasele astea 5-9 la ei. Așa. În momentul în care ai studiat o țară la geografie, ea are corespondentul unei perioade în care se vorbește despre același spațiu geografic și afle acolo dacă țara respectivă a avut o altă denumire, un alt spațiu mai restrâns sau mai larg și ce s-a întâmplat în perioade mult anterioare. Teritoriile și tot ce a fost. Adică se fac tot timpul corelații, se fac legături, e foarte important. E fizică, chimie. Da, se leagă. Da. Păi, deci, profesiile de acum nu mai sunt specializate doar, da, un medic, de exemplu, el umblă cu tot felul de aparate. Trebuie să înțeleagă datele pe care îi le dau aceste aparate. Da? Da? Fizicienii... Să interpreteze. Voilà. Lucrează. Pentru că nu, ei se ajută de lucrurile astea. Toate se da, da, fizica cuantică a pătruns în tot felul de domenii prin care se explică niște fenomene, nu? Și atunci de unde vine ideea de competențe? Că așa am înțeles că în ultimii ani. Da. Te specializezi într-un domeniu. Ai o competență. Poți să ai mai multe competențe. Păi și dacă se întrepătrund așa și asta are legătură cu asta, cu asta, cu asta, ce faci? Le faci pe toate sau cum? Păi faci ce poți. Faci ce poți. Pentru că până la urmă, nu știu,
cred că nu mai există. A fost o perioadă când toată lumea, mă rog, tineri alergau după diplome. Acum nu cred. Aveam chiar un prieten care spunea că el are 2 cm de diplome, așa le măsura. Și spunea, mai iau un centimetru și la 3 cm mă opresc. Da. Acum, cu ce ajută acele diplome? El vrea să aibă 3 cm de diplome. Ideea este că, nu că sunt eu profesor, mi se pare că tot ce acumulezi ar trebui să și dai. Adică să faci ceva cu ce acumulat, să transmiți mai departe. Ce înseamnă să faci pentru tine? Bun, e bine, te dezvolți tu. Și mai departe? Adică, care este rostul acelor informații? Dacă ai copii, transmiți copiilor. Corect, foarte bine. Bine, dacă știi să transmiți. Pentru că și aici este o știință. Păi dacă ai adunat atâția centimetri și așa de diplome, între timp poți fi învățat să și transmiți. Da. Bine, acum nu vreau, deci nu vreau să lezesc pe nimeni, dar eu am cunoscut și profesori care nu știau să transmită. Absolut. Și eu am avut. Și spuneau, capitolul cu tare, facem așa, uitați, învățați din carte astea 20 de pagini. Da. Am avut și noi, și eu, astfel de experiență cu profesor de chimie, pe care o pusesem și în generală și mai târziu la liceu, extraordinar de bună. Mi-a plăcut, mai ales chimia anorganică, așa, îmi plăcea să văd cum se dezvoltă și la efect. Bun. E, și la un moment dat, schemele acelea. Aia era anorganică, era. Da. Chimia organică era frumoasă. Și la un moment dat a lipsit, mă rog, a avut o problemă și a venit o tânără care ne-a fost prezentată ca având doctorat în chimie, mă rog, era foarte șteaptă în domeniul ăsta, doar că într-adevăr nu știa cum să ne spune, ea avea și foarte multe informații în cap și ca să fii pedagog bun, profesor bun, trebuie să știi că ce știi tu, cum să transmiți într-adevăr. Trebuie să le structurezi cumva. Să-ți creezi o structură. Puținul ăla al tău pe care îl știi, ăla, dacă îl transmiți bine, e bine primit. Asta da. Fiindcă tu poți să faci o expunere acolo de câte ai în cap, câte cunoștințe ai. Și să nu înțeleagă nimeni. Exact. E, din nefericire, manualele din ultimii ani, taman în asta au greșit. Adică nu, am scos cu Tărescu un manual de română, să zic, am mai scos și altcineva și altcineva și fiecare s-a întrecut pe sine sau de geografie sau de altceva, de psihologie, așa, să arate cât de multe știe, da? Punând acolo o informație poate exagerată, pentru că el nu învață numai materia aia. Are 12 materii. Da, mulți profesori. Și scap din cauza asta, programa devine foarte încărcată. Și greu. Tu nu ai timp și da, tu nu ai timp să solidifici, cum să spun, așa, fiecare capitol în parte toate cunoștințele astea și se scapă poate esențialul printre atâtea informații. Pe care multe, nu e așa, că tot lucrăm cu le poți găsi pe internet, sigur. Adică n-ai nevoie să le reții neapărat. Păi da, trebuie să reții fenomenul. Trebuie să reții. Da. Dar mai e și memoria bună la ceva, pentru că dacă nu reții asta, nu reții asta. Păi o reții prin repetiție. Prin repetiție. Adică dacă tu ai timp să tot repeți, da? Și să reușești acolo să-i faci o bună stabilitate a acestor cunoștințe, da? Prin repetiție. Pe măsură ce trec ani și pe măsură atunci ele rămân. Generație. Adică, cum am rămas noi, cred că și cu multe cunoștințe din domenii care nu lucrăm. Că știu o grămadă de formule din chimie. Da. Pentru că le-am învățat atunci. Păi, deci le-am învățat bine. Da, ele se tot repetau, da, nu erau atât de multe, fiindcă dacă ai foarte mult, m-am uitat pe, eu n-am înțeles, de exemplu, de ce ultimele generații au așa o reținere, ca să spun, față de istorie.
Dar nu știam. Da. Noastre sunteți o generație mai tânără. Și nu contează ce istorie. Pur și simplu nu istorie. Nu contează ce istorie, da. Când istoria este o poveste, da, care are întotdeauna un început, niște cauze, da, se dezvoltă frumos și apoi se transformă în altceva, determină alte fenomene și așa. Da, dar sunt niște cifre acolo, păi da. Între anii cu tare și cu tare s-au întâmplat nu știu câte lucruri și domnitorul ăla între anul cu tare și cu tare a domnit, dar între anul ăla altul și altul an s-a născut și a și da, atunci le când ți se cer niște ani de dinainte de Hristos sau niște denumiri pe care le afli în muzee. Da. Da? Pe unde unii nu calcă. Mă rog. Era ideea, pe, mă rog, pe vremuri. Dar era ideea aceea de să fii un om multilateral dezvoltat. Să ai multă cultură generală. Acum se merge foarte mult, că tot vorbeam de competențe și de asta am adus discuția, se merge foarte mult să te specializezi într-un domeniu. Uh-huh. Și foarte mulți spun, păi da ce, aia nu învăț, că nu mă interesează. Da? Da, dar ce trebuie integralele? Ce trebuie integralele? Eu în continuu mă întreb. Da. Și atunci poate că se pierde aici niște capacități, niște adică să înveți, să înveți. Exact. Asta le spun într-una. Că fiecare ar trebui să-și găsească metoda personală de a învăța. Fiindcă e așa și memoria are diverse forme. Unul și poate are limite. O memorie auditivă e suficient să stea așa și să asculte și reține foarte multe, are altul are o memorie vizuală, dacă își face scheme, dacă pe astea le pune aici, pe astea le pune aici, reține dacă mult mai bine. Dacă își face copiuțe, se mai copiază? Nu cred că își mai pierd timpul cu scriind copiuțe. Nu trece o dată pe materia dacă le luăm așa ca informații de pe internet. Acum se folosesc telefoane, nu mai există copiuțe. Există acele aplicații fantastice unde scrie acolo trei cuvinte, două idei și ei își generează un articol întreg, dacă nu și un roman. Adică va fi, se cam va duce fi școala. În curând. În privința asta specializării, eu aș avea mari rețineri și le-am și povestit de ce. Iată o realitate care se întâmplă nu numai la noi, cred, da? Lucrurile evoluează fantastic de repede și atunci dacă ești foarte specializat în ceva și acel ceva nu mai este necesar la un moment dat, păi eu ce fac? Te cam blochezi. Păi te cam blochezi, da? Schimbi specializarea. Păi da, dar schimbatul ăsta nu este așa de simplu dacă tu ești foarte specializat doar pe chestia aia. Și atunci lucrul ăla, domeniul ăla în care tu zici că te specializezi, sigur are și alte deschideri. Adică mai citesc și ai tot timpul, chiar și când încep un job. De ce nu? Ăla se leagă de altele. Da, sigur. Acolo mai faci un curs, mai auzi câte ceva. Da, și totuși am auzit persoane spunând că trebuie să fac impresie bună. Am început un nou serviciu, nu mai fac altceva decât pe asta mă canalizez. Un an de zile asta fac că trebuie acolo să... Și nu mai mă uit în dreapta, nu mai mă uit în stânga, nu mai citesc altceva decât asta. Nu știu acum cât de bine este această idee, că păi, după aceea ne întrebăm de ce sunt atâtea posturi... Nu cred că e bine, pentru că... pierzi din noțiuni dacă te axezi doar pe o singură, nu știu, pe un singur domeniu, pierzi celelalte, ceea ce te aduce acolo. Da, da, eu am auzit și în mediul dumneavoastră al profesorilor spunând, păi nu, pe ăla las mai moale, așa că el a zis că vrea să facă nu știu ce și atunci lui nu-i trebuie materia asta și nu trag de el prea tare. Da, ei aud la mine, nu, da. Ce să fac francez? Toată lumea vorbește englez. Crezi tu? Îmi spune un nepot al meu, care e student în Olanda, că la unul din drumuri venit spre casă, a venit cu trenul, nu știu pe unde, l-a lăsat undeva în câmp, a tras de bagaje, până în aeroportul din Frankfurt. Cred acolo avea așa.
Și unde, spre disperarea lui, nu vrea nimeni să vorbească în engleză. Da? Păi mamă... Da, dar nici francez. Doamne ferește! Germană! Germană, da. Păi da? Da. Bine, și sunt multe țări unde... Și sigur, spune unul, eu mă duc în Belgia, dar acolo, zice, sunt cursuri în limba engleză. Da! Și francezii au. În foarte multe facultăți țin cursuri în limba engleză. Dar tu mai ești pe stradă. Da. Te duci să cumperi ceva. Vorbești cu vecinul tău că... Na. Na. Păi, ar fi multe de povestit, dar abia ne-am încins așa. Nu știu dacă am spus ceea ce mă gândeam că aș putea spune. Cred că a fost interesant, nu știu, o să așteptăm recenziile telespectatorilor, dar până una alta... Luăm o mică pauză de... publicitate. Suntem din nou în direct alături de distinsa noastră invitată. Doamna Virginia Audatu, profesor de limbă franceză gradul 1 și traducător de limbă franceză și limbă germană. Știu că de obicei erau așa niște cupluri de limbi străine. Germană-engleză. Da. Germană-franceză la dumneavoastră. Franceză-engleză. Da. Este poate o combinație mai altfel, să-i spun așa. Păi, e că așa s-a întâmplat. Da, că Nicolae Iorga la un moment dat era întrebat cum de-a învățat el limba turcă pe vapor, traversând către Turcia. Și așa, foarte simplu. Înlocuiesc cuvintele în românești cu cuvinte turcești. Când era mică, tot să le știi. Mama mare avea o prietenă care era așa, pe jumătate... mă rog, elvețian într-o familie, da? Și ca să se întrețină mai predau și făcuse așa o grădiniță și a zis deci la Tantalin să înveți francez. A, și ce făceam? Că eram înainte de grădiniță. Da, ne plimbam, o cântecel, o poezioară, o lălăială. Așa. Da, ne intra în ureche. Am intrat la școală. A zis, acum începe serios, Tantalin nu știa franceză, dar nu avea metodă, să zic așa. Și învățat eu alfabetul la școală și a venit cu cărticele. Ce mai aveam noi pe-n casă, hai să citești. Nu am apucat să citesc, că n-ai cum citeam, nu mai aduc aminte. Cert este că după ce mă chinuiam acolo să citești, îmi povestește ce ai citit. Și la modul ăsta eu am început. Da. Monseor să scrie, monseor să citești. La Brașov, acolo aveam prieteni cu care mă jucam, erau și sași, erau și unguri și auzeam toate limbile, așa. Am avut în casă, așa, de la tata care știa bine și franceză și germană, și cărți și dicționare și deci au fost acolo cumva, iar în liceu am vrut să aleg limba engleză în continuare, franceză-engleză. Da, când m-am dus eu, s-a terminat zis, locul. Da, nu mai sunt locuri la așa, la german. Ok, nicio problemă. Și m-am îndrăgostit de profesoara de germană, care pentru mine a rămas modelul de profesoară.
Și cred că peste câteva săptămâni sau nu știu, m-a întrebat dacă, uite, a plecat cineva, să nu știu dacă vrei, nu. Gata, mă. Da. Aici am rămas. Deci și... cam așa a fost, iar când am dat la facultate, chiar atunci, nu știu, cu un an înainte, cred, s-a permis să dai la două limbi străine, fiindcă până atunci erau limba străină cu limba română. Două limbi străine. Și încă nu erau foarte organizați, nici noi nu eram mulți cu combinația asta și atunci ne deplasam pentru limba franceză sau cursurile de literatură universală le făcea la facultate, celelalte de germană în Pitarmos și după aceea, prin anul 2 sau 3, nu mai știu, au venit ei la noi. Da, am venit. Dar există, știu că sunt... Cam așa am ajuns. Sunt anumite persoane despre care se spune că au o capacitate extraordinară de a învăța limbi străine. Deci există o abilitate specială pentru așa ceva. Există ureche muzicală. Nu muzicală, pentru limbi străine. Există ureche muzicală. Pe fiecare limbă are o muzică, nu? Deci nu. Nu, dar unii învață foarte repede, da. Alții se chinuiesc efectiv. Hai să spun. Te ajută foarte mult urechea muzicală, da? Adică urechea aia care poate să prindă sunete. Ideea, le-am spus de multe ori părinților, în mod special, de a-i pune pe copii în situația de a asculta. Și noi avem mare noroc că televiziunile încă titrează filme și nu le dublează cum se întâmplă majoritatea țărilor. De aceea este mai greu decât nouă să învețe limbi străine. Nu are importanță dacă învață nu știu cât el la grădiniță, nu iese de acolo mare cunoscător, dar îi se obișnuiește urechea. Aparatul lui fonator, da? Prinde sunete diferite. Accente. Da? Și atunci când mai târziu le aud, le poate percepe și le poate și reda. De aceea, ați observat, asiaticii, chineza e una din cele mai complicate limbi posibile care există. Dar au foarte multe sunete și învață foarte repede. De ce italienilor este atât de greu să învețe limbi străine? Pentru că limba aia superbă, muzicală, numai cu vocale, n-au țâuri, zâuri, da. Le este greu să le perceapă aceste sunete și atunci acum să le redea dacă nu le pot percepe. Și atunci de aia, de foarte mic, adică înainte de a se specializa aparatul nostru fonator așa, pe anumite sunete, cu cât auzi mai multe, cu atât vei fi în stare mai târziu, deschis, da? Să prinzi limbi străină. Deci, practic, te formezi de mic. Dar, în același timp, vă spun că și este foarte important să ai o ureche fină așa, da? Am văzut copii care fac muzică, deci au ureche bună și sunt foarte, foarte bun la limbi străine. Da. Păi, în general, muzicanții... Exact. Și circulă prin toată lumea acum și cam știu. Da. Și limba aia, și limba aia, și limba aia. Da. Da, uite, la asta nu m-am gândit la muzică. Am avut foarte bun. Deci nu, că scriau prost, dar puteau să vorbească fără nicio problemă. Ce părere aveți de următorul experiment pe care l-am citit undeva sau l-am văzut, l-am auzit? Într-o clasă, normal, că sunt diversi elevi, vârfuri, unii care înțeleg mai greu, media și așa mai departe. Și atunci unui anume profesor, un cadru didactic, a venit următoarea idee. Copii, scoateți o foaie de hârtie. Bun. Tema, așa. A adunat, l-a corectat și a venit copii, am aici note de la 4 la 10. Unii foarte bine, bravo, unii așa. Dar hai să facem noi așa. De ce să-i dăm uneia 4 și uneia 10? Hai să facem media, adunăm toate notele și dăm la toți aceeași notă. Bun, a ieșit media 8. Ok. Peste o lună, iarăși, scoateți o foaie de hârtie, scoateți așa, note de la 4 la 9.
hai să facem la fel. Adunăm, nu dăm așa, adunăm. N-am mai ieșit media 8, a ieșit 7,5. Și așa, până când a ajuns... Deci nivelarea s-a produs, s-a produs în jos. În loc să cei cu 4 să se ambiționeze, uite, mi-a dat în loc de 4, mi-a dat 8, hai să învăț. Nu. Cei de 10 au început să nu mai învețe, că dacă tot se dădea aceeași notă la toată lumea, de ce și cum? Da, știu, am citit și eu acest experiment. De ce nivelarea? Adică, nu știu, nu mai există acea ambiție de a notei? Mie nu știu dacă e atât de important până la urmă. Adică, ideea de a te compara cu ceilalți nu mi se pare foarte productivă. Nu. E ideea de a te compara cu tine însuși. Adică, tu îți dorești să progresezi, să fii mai bun, nu, cum se zice, azi decât ieri și mâine mai bun decât da, tu îți dorești, dar diploma aceea de premiu întâi nu îți dă... Păi acum depinde de personalitate. Sunt copii obișnuiți și de acasă până la urmă, nu? Dacă vii cu 10, îți dau 10 lei sau mai mult. Sau păi de ce să-ți dau 10 lei? Dacă vii cu 10, e bine. Dar dacă vii cu 4, este. Că nu înveți pentru mine, înveți pentru tine. Deci depinde de personalitate și într-un serviciu oarecare, da? Sunt oameni care își doresc să fie șef sau să ajungă la acolo. Poate nu neapărat ca să primească nu, ci ca să știe că el e mai văzut decât alții și că dă el ordine. Deși nu asta trebuie să facă un șef neapărat, da? Nu, dar este acea lege a lui Murphy care spune că fiecare se perfecționează până ajunge la un nivel care arată de acolo în sus nu mai poate, deci acela e nivelul lui de incompetență. Până la urmă, cum să spun, trebuie să găsești și metode de apreciere și este bine să apreciezi. Și eu când le-am spus într-o ședință unor părinți, mai lăudați din când în când când fac ceva bun, adică sper că nu tot timpul găsiți numai aia, n-ai făcut aia, n-ai făcut aia, n-ai... Și mi-a spus, Doamne, zice, ce a spus? Zice, nu e prima dată când auzim asta. Păi, copilul trebuie lăudat. E logic asta, nu doar să critici, deci, să-l și lauzi când face ceva bun. Trebuie să-l și lauzi. Adică există, asta este foarte bine, trebuie să existe această... Trebuie să-i faci o apreciere, că altfel nu știe nici el, n-are un criteriu. Și dezvoltarea lui pe viitor, în viață, e... Absolut. Da, da, în general, și, acum... Și premii de care spui și toate astea, păi sunt sportivi de performanță, nu? Cum să nu te bucuri că ai luat un premiu? Da, pentru că ai muncit, da? Și uite, ești considerat foarte bun. Ok. Dar asta nu trebuie să intre în capul tău neapărat că sunt eu mai o faci pentru diplomă să faci alții sau cele 3 centimetri. Adunii. Da, exact. Ci pentru că îți dorești această performanță. Da. Nu știu. Da, pe de-o parte, dar pe de altă parte nu știu cât mai este agreată ideea de competiție până la urmă. Adică învăț ca să-i arăt lui Gheorghiță că sunt mai deștept ca el sau învăț ca să știu eu? Păi, asta trebuie transmis, ca el să învețe ca să știe el. E important pentru dezvoltarea lui. Dar atunci părintele de acasă să nu-l întrebe, da, Gheorghiță cât a luat? A luat mai mult? Dar de ce a luat atât? Se făcea comparația asta înainte, că de ce Ioana a putut mai mult decât tine? Da. Cred că uite, vezi? Da. Da. Ăla a luat cu nota cu tare, da. Tu de ce nu iei atât? Da. Deci iarăși venim la calitatea și la meseria de părinte. Și iarăși te consideră părinte, te consideră prost. Dacă Gheorghiță mai mult decât tine, înseamnă că ești prost și nu poți mai mult. Acum depinde și ce-i spui, pentru că dacă îi spui copilului, bă, ești prost, atunci chiar este grav. Da, pentru că asta se... Îi intră în cap. Îi intră în cap și se reflectă asupra viitorului tău. Și are rezultate, nu știu, dacă ați avut la școală. V-am numit copii timorați de acasă. Absolut. Care au fost devalorizați și ei... lor le-a scăzut stima de sine. Adică încrederea în ei. Și școala ce face? În cazul de astea. Școala este o instituție. În școală sunt profesori de diverse personalități și ei și de diverse pregătiri și așa mai departe. Deci prin oameni, nu că nu vorbim de instituții. Așa vorbim de ce nu funcționează bine transportul.
Și acolo sunt șoferi de autobuz, amabili, care te așteaptă dacă văd că alergi, și alții care țin ghidul jana și au plecat. Tocmai da? Pentru că alergi. Deci și în școală ce faci ca profesor? Păi încerci să-l ajuți, normal. Mai au răbdare, profesor? Păi unii da, unii nu. Acum ce să spun? Ca e mai bun un profesor care are copii decât unul care n-are? Nu sunt convinsă că e un criteriu. Adică poate că acela care are copii acasă, nu știu, mă gândesc, poate știe să se comporte mai, sau să înțeleagă un copil mai bine. În general, da. În general, da. Dar nu e obligatoriu. Până la urmă, dacă n-ai copii, tu personal, poate ai nepoți pe care i-ai crescut sau pe lângă tine. Și nu știu dacă este neapărat, pentru că tu cunoști copiii, dar îi vezi, da? Și copiii tăi poate nu se manifestă ca cei de la școală, sau cei de la școală sunt mult mai mulți, da? Cu personalități diferite. Poate că descoperi și cunoști și reușești să înțelegi mai bine copilul tău tocmai prin prisma toate aceste școală, da, personalități. Fiindcă să știi că un copil nu se comportă neapărat acasă și la școală la fel. De aia este ideal ca să existe o conlucrare între școală și părinți. Și părinții să înțeleagă ceea ce le transmite profesorul. Și când le povestește, uite, se comportă într-un anumit fel. Sau eu am observat că dumneavoastră ați văzut acasă lucrul ăsta. Aici modul în care părintele comunică cu profesorul. Și cu profesorul, dar și cu al lui copil. Păi asta pentru că e. Dacă îl trimiți la școală pentru că tu stai că eu întârzi la servici, da. Du-te așa și da. Mai vii seara da. Și nici măcar nu-l da. Întreb dacă ce-a făcut acolo sau exact. Așa și el își face ce-și face, dar pe de altă parte este și poate că un asemenea copil este mai responsabil decât cel căutat tot timpul. Ia să văd ce-ai făcut, ia ce-ai făcut. Depinde cum îl... Și controlul ăsta trebuie făcut într-un anumit fel, nu ca el să rămână cu impresia că e supravegheat și controlat ca, nu știu, nu. Ai întrebatul ăsta cu ce ai făcut la școală e... Devine o frică, nu știu, cred eu. Dar ce să-ți răspund? El zice bine. Ok. Bine. Am avut o nepoțică așa. Și s-a dus în clasa întâi. Cum a fost? Foarte bine, frumos, copii, m-am jucat așa. Bine, mâine... Păi cum, mai mergi și mâine? N-a fost azi? Poate păi discuția... Păi 15 ani, 13 ani da. Aici încolo, 15 da. Poate discuția cu copilul ar trebui să înceapă nu de la a-l întreba tu ce a făcut, ci de a începe tu să-i povestești ce ai făcut în ziua respectivă și el se lasă antrenat și începe și el să-ți povestească. Da, și nu știu câți copii fac, că zic că lasă, mai spun și cu ale mele ce am făcut părinți. Acolo, cum m-a supărat, da, asta nu înseamnă că îi povestești astfel de lucruri, bineînțeles. Tu îi spui lucrurile alea bune pe care le-ai făcut, am găsit ceva interesant, uite, am aici ceva, vrei să-ți povestesc, chiar că nu înțelegi cel mare lucru. Și ce devine interesat de ce spui. Iată cursurile acelea de parenting. Da. Care sunt, da. Poate că i-ar ajuta da. Pe foarte mulți. Da, uite, din păcate am văzut foarte multe mame cu copilași de mână pe care îi aduceau de la școală sau cu unul pe care îl împingeau în căruș și uitându-se în telefon sau vorbind la telefon. Ori, tu dacă mergi copilul ăla de mână, păi, întreabă-l ce, întreabă-l, povestește-i ceva, nu știu, încearcă comunică să cu el, comunici cu el. Da. Da? Că mi-ai mai și spui, că vorbim despre ce vedem pe stradă, uite, au înflorit trandafirii pe aici, uite ce culoare frumoasă au, sau ei singuri se opresc, da, și mama îl trage, că n-are timp. Da. Să-i mai și spui, taci de gură, că n-au ce spune la telefon. Deci, ideea asta cu a-i oferi ecranul în față ca să stea cu minte copilul, acum e mai simt, nu mai pui în fața televizorului, dai telefonul sau tabletă. Păi l-am acum. Așa. Și uite ce drăguț e cu minte. Da, ce cu minte. Am găsit un reportaj și l-am și făcut la clasă. Un reportaj în care vorbesc despre o boală sau o afecțiune, mai bine zis, care se manifestă în toate țările lumii, fără excepții, și pe care l-au numit autism virtual.
Și au dat acolo exemplu mai multor cazuri. Da? De exemplu, un copil care în primele luni de viață se dezvolta normal, la un an și ceva, vorbeau deja o grămadă de cuvinte, spunea. La un moment dat, zice părintele, am observat că nu mai vorbește deloc, a intrat în muțenie. Mai mult decât atât, a devenit antisocial, nu mai suportă persoane să se apropie cineva de el, nu știu ce. Bun. L-au dus la psiholog, la... aceia deja cunoșteau și alte cazuri. Despre ce era vorba? Păi era vorba despre faptul că mămica îi pusese în mână tableta. Telefonul. Telefonul de la un an de zile, un an și ceva. El e curios și interesat. Cum? E ceva acolo. Se mișcă imagine, ceva acolo, se da. Se mișcă ceva, da. Și ajunsese deci în această stare manifestat ca un, da, cu aceleași manifestări ca un copil autist în care era rupt de lume și de ce era în jur. Și s-a spus în clipa asta, nu mai vede niciun fel de ecran, nu că puțin, mai puțin sau nu știu ce, deloc. Și în 6 luni de zile copilul și-a revenit. Și până la 3 ani, povesteau, mă rog, pe așa, știa din nou o grămadă de cuvinte, învățase foarte repede și din nou se apropiase, acceptase prezența altor persoane. Și l-au numit autism virtual, care, din fericire, este reversibil. Față de... Da, eu am văzut, nu știu așa. Cât... Da, da? Spuneți. Da. Mi s-a părut că mai aveți. Da, asta era ideea, că e reversibil din fericire. În momentul în care desfințezi prezența acestor ecrane... Eu am văzut și tineri mai mari de vârsta școlii venind la restaurant. Da. Au comandat și fiecare stătea cu telefonul și s-a uitat fiecare pe telefonul lui, dar ei erau la întâlnire. Da. Pe comunicau pe WhatsApp. Exact. Da, comunicau pe WhatsApp, da. Asta e. Și până la urmă... Da, că când se întâmplă tuturor lucrul ăsta? Depinde cât vrei să ți se întâmple. Până la urmă, până când suntem copii. Ca așa am început discuția noastră și ne apropiem de finalul emisiunii, mai avem câteva minute. Copilul se caracterizează, în primul rând, printr-o bucurie a vieții. Știi, printr-o bucurie. El vede în toate lucrurile alea frumoase. Deci copiii n-ar trebui să fie nefericiți. Absolut. Absolut. Și atâta timp cât tu, indiferent de vârstă, reușești să vezi partea frumoasă, să zic, a lucrurilor, da? Să găsești o bucurie în tot. Păi, înseamnă că mai e copilul din tine încă viu. Da, copil trebuie învățat să găsească ceva bun din tot, pentru că dacă depinde cum îl educi, pentru că el poate să fie veșnic nefericit pentru că aspiră la sau vrea prea multe și tu dacă îi îndeplinești și cum era un cuvânt așa care mie nu-mi place, răsfăți și îl răsfeți, la un moment dat, când vrei să mai pui lucrurile la punct, începe nefericirea. Păi vreau cu tare. Stai, mă, că nu. Că l-ai învățat până acolo. Până atunci, așa. Să-i dai orice. Când spui îi dai orice, te referi la ceva material. Orice. Și dorință de a, nu știu, vreau acum să merg acolo, nu neapărat material. Și tu îi spui, stai că eu mai am servici. Că așa l-ai învățat. Vreau acum. E o discuție lungă aici, fiindcă, așa cum și spuneam, de mic, dacă îi explici de ce facem un lucru și explici, uite, la noi în familie, așa am stabilit. Dacă îl înveți cu niște reguli, adică ai și voie și poți să te uiți că este interesant, uite la lucrul ăsta, 15 minute sau jumătate de oră, da? După care facem altceva. Dar tu trebuie să... El are nevoie de activitate. Adică nu poți să-i spui du-te și te joacă, mai ales dacă e unul singur. Trebuie să te implici și tu în activitățile alea. Păi da, și la școală cum este? Că trebuie să stea 50 de minute acolo, să asculte, să fie atent. Păi chestia cu nerăbdarea se manifestă și la adulții care se uită mult în ecran. Am văzut un spectacol de circ, Cirque du Soleil, care m-a obosit îngrozitor. Nu mai fusesem la circ de ani de zile
și nu înțelegeam de ce se întâmplă ce se întâmplă și ce se întâmpla. Nu era un simplu număr de circ, da? Că era un trapez, că era, nu știu ce, jonglerie sau... În același timp mai alergau unii prin jur cu care aveau, nu știu, niște forme de animale pe cap, alții care dau drumul undeva la un jet de apă și nu știu ce fai, făceau pe acolo, nu știu unde să te uiți și muzica, și n-am înțeles. Și fiimea mea explică, zice, știi, acum nimeni nu mai are răbdare să se concentreze mult la ceva. Și atunci de-aia diversifică. De ce nu mai avem răbdare? Vezi, la orice vârstă, nu e vorba numai de tineri. Eu circul cu mijloace de transport în comun, la orice vârstă. Toată lumea s-a urcat, s-a așezat undeva și a deschis, sau chiar nu s-a așezat în picioare, și a deschis telefonul. Da. Adică nu simți nevoia să mai stai cu gândurile tale, să ți le auzi? Se pare că nu. Păi asta, atunci ce pretindem de la copii? Păi pretindem ceea ce vrea profesorul și capacitatea profesorului de a interacționa cu copii. Dar de ce numai de la el? Fiindcă el nu poate. Deci întotdeauna am văzut educația unui copil, a unui adolescent, ce vrem, da? Formarea unui om. Ea se face din mai multe părți, din familie, instituția școlii și societatea și anturajul lui. Sigur. Deci toate trebuie să conlucreze. Dacă mass media, de exemplu, nu mă ajută cu nimic, da? Și familia și nu se uită la nu știu ce. De educație, că nu, și nu toate emisiunile culturale sau de explică, nici mai știu dacă mai există vreuna în care se explică greșeli gramaticale sau, mă rog. Era la un așa sunt împinse undeva la niște ore, da? Păi n-aduc publicitate. N-aduc publicitate. E totul comercial. Păi înțeleg că nici măcar televiziunea publică pe care o alimentează și bugetul, adică noi toți. Da? Și acolo acum... Nu m-am uitat să văd ce... Păi spun eu. Și acolo acum există întreruperi pentru publicitate. Da, asta nu știu, fiecare cu instituție, cu politica ei. Și ca să încheiem într-o notă foarte frumoasă... Poți fi copil la orice vârstă. Încheiem cu citata lui Constantin Brâncuș, care spune că când ai încetat să mai fii copil, ai murit de mult. Deci practic, până ne încheiem călătoria în acest univers, pe acest pământ, e bine să fim copii. Bine să fim copii. Să avem așa un fil, bine să nu dăm în mintea copiilor, care este altceva. Da. Dar acolo să noi să fie o parte din copilărie. Pentru că a fi copil presupune a fi în activitate tot timpul. Sigur. A căuta, a fi curios, să descoperi. Da. Și asta trebuie să, de fapt, să menții și da, să-ți o cultivi. Curiozitatea de a descoperi, de a afla lucrurile noi, de a fi pas cu ce se întâmplă. Da. Precum un copil. Da. Da. Acestea fiind spuse, dragii noștri, încheiem emisiunea de astăzi. Noi suntem Gabriel Tănase și Daniel Neguț și vă mulțumim pentru atenție. Vă așteptăm și săptămâna viitoare la o altă emisiune cu alte bucurii, pentru că trebuie să fim copii, nu-i așa? Sigur.